Guvernul se laudă că a găsit act de cojocul celor care vând etnobotanice. Un proiect care va fi discutat miercuri la guvern propune amenzi de până la 100.000 de lei și închisoare între 2 și 8 ani pentru cei care vând astfel de produse. Noutatea este că proiectul introduce termenul de substitut pentru orice substanță, plantă sau ciupercă, indiferent de cantitate sau ambalaj, care are un impact negativ asupra stării de sănătate. Soluția de până acum s-a dovedit ineficientă. Indiferent câte substanțe erau trecute pe lista celor interzise, comercianții aduceau pe piață altele noi în scurt timp.